Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din FIFA 22 Draft spre Glorie. Și înainte să dăm drumul la distracție, apasă și tu butonul de like dacă abia aștept să vezi ce iconuri s-au lansat în FIFA 22 în drafturi. Le-au dat drumul, băieți. Hai să-i dăm bice și să vedem ce ne pică, poate un Pele Ronaldo, Dumnezeule, cum ar fi? Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Hai să băgăm bănuții și să vedem ce icon ne pică. Ok, fii atent, 4-4-2 holding, promițătoare formație, are și wingeri. 4-2-2-2-ul e un sistem foarte bun, dar fără winger. Hai să încercăm 4-4-2 holding, da? Să vedem și capitanul. Dumnezeule, ce nebunie! Ne-a picat la capitan, nu pot să cred, Ronaldo, Luis, Nazario, Telima, băgat legendele alea, șmechere la draft, tati! Ce nebunie! 94-93 la sprint speed, 5 la weak foot, 5 la skill moves. Finishing shot power, bombă, 96-91, e tancone! Are și finish shot rate. Dumnezeule, ce jucător! E genial! Bun de tot! Hai să trecem pe următorul. Nici mă interesează care shadow, e bine că ia boost-ul la pace. Richarlison, care 5 stele oare la weak foot? Hai, tată, cu Richarlison și e și braziliero. Frumos braziliero. Politano Joaquin sar pe Premier League. Mai avem ceva de Rafinha. Fii atent că și Rafinha e foarte interesant cu engine acolo. Dar de ce nu luăm sar? Pentru că are 4-2, Rafinha are 4-4, dacă nu mă înșel, cu acel engine. Ok, și brazilian. Oh! Ce nebunie! Poate facem un draft al brazilienilor, nu mai facem că n-a picat nimic acum, Camara. Ok. Hai, pe CDM, Fabinho, braziliero. No, îmi dă ceva totuși pe Premier League, îmi dă un Matic, nu? Un Matic 36 pe pace, îl luăm, merge să zicem. Rebic, Cucur, Sonaei. Hei, să vezi cum e draftul ăsta. Hei, să vezi că s-a dat drumul la cardurile șmechere, TS sau ho! Brazilienii mei, mă! Brazilienii mei! Wendel acolo sau TS sau Sandro? Hai cu TS, că oricum suntem pe Premier League, ia și Sony acolo, full chemistry. Italia 1, Spania, Anglia 1, Aspi, mamă, mă doare sufletul cu Aspi, cu pace-ul lui. Mă doare sufletul, dar fiind pe Premier League acolo, trebuie să luăm. Hai, fundaș dreapta, dăm ceva pe Premier League. Băoviță ți-a dat, dar e gros. Grosă că ăștia sunt slăbuți. Ok, da, central. Intră aici ceva bun. Christensen cu 65, cred că este cea mai bună opțiune a noastră. Christensen, ia și bine cu Aspi. O să-mi iau portarul, știi? O să-l iau. Vedem ce pică la portar. O, Dumnezeule, n-a dat nimic din Premier League. O, Alex Ramiro e singur care ia chemise, dar mă duc imediat pe portarul de rezervă și sper. Ok, a dat Fabianski. Pică foarte des Fabianski. Eu nu, hai să luăm pe Fabi. Bun, 94, unde e problema noastră? CDM ăsta, sigur mai pică ceva din Premier League. Dar oricum suntem la full cam cu Fabi. Luăm de la stânga la dreapta și hai să vedem. Shulen, Bemba, Davis, Marcos Alonso. Nu ne ajută niciunul. Nesemnificativ acel player pick. James, în schimb, este un jucător interesant care că intră un pic mai bine aici, de vedere al pace-ului. De fapt, de asta mă tot ca pace. Hai să fim serioși. James, 95, Camavinga. Camavinga, știi ceva? Poate, dacă nu vine altcineva, dar cu siguranță ne... Oh, intră Greenwood și acum suntem pe full cam fără probleme aici. O să ia toată lumea, chiar dacă el stă în 3. Dar sper... Oh, ho. Vai, ce frumos! Ce să iei, fratelo? Îl joci pe Messi de la început în lower cam, o viță, ce vrei să faci? Așa, la juca! Hai să facem draft un full cam și după aceea vedem, îl băgăm și pe Messi. De la început îl băgăm. Molea, Mavi... Mole, tot mă roagă cu băieții ăștia. Mai pică ceva bun. Oh, Arnold! Mamă, cum a intrat! Rule Breakers Arnold! Fabulos card! Pe pace, pe defending, pe dribbling, e tătic. James, I am sorry. Acum parcă mi-a trebuit și un fundășel, nu? Parcă. Striker Adams, nu mersi. Mai e ceva de Premier League? Nu văd nimic pe acolo, mai avem 3 jucători de ales. Oh, e mare și ăsta. E, Ginolo! Nu se poate așa ceva! Și, no, la!
fabulos! Doamne, ce atac e ăsta? Iisuse, nu pot să cred. O să avem Ginola cu Ronaldo. E incredibil. E ta, Dumnezeule. Wow, wow. Și ăsta e player bun. N-a fost chiar așa de bun, hai să fim serioși. Dă un cost, joacă Cancelo. Joacă Cancelo, vezi că e peste ce ai tu acolo. Poți juca Arnul CB. Și când joacă Cancelo pe partea aia. Bun, ok. Și putea să joc ceva de genul ăsta, dar vedem după aia. Hai să terminăm noi draft un full camp. Doamne, Ginola și Ronaldo. Nu. Nu cred, au dat drumul la băieții grei. Super șmecherie, fratele meu. E genial. Genial. Hai să-l vedem. Oh, și ăsta e bun, fii atent. Irje Dudek ne-a dat din Premier League Hero. Tank de draft, fii și tu atent. Dă-te, bă, ce tare. Absolut genial. Dar așa pe Premier League acolo nu intră nimeni, nu? Striker, goalkeeper, în locul Greenwood. Cancelo, curios încă să... E poziția de CDM care e păcătoasă, știi? Și orice ar fi să lumea în 3. Dar lasă-l acolo, că oricum îl vom schimba. Îi vom schimba, mă, avem și Messi, avem și Ginola. E șocantă echipa, atât de șmecheră este. Hai să luăm și managerul. Premier League, dacă ne dă, suntem... Nu ne-a dat, nu? Băi, ești nebun. Ba da, mă, ne-a dat, mă, pe Hasselhoff. Ronaldo, Ginola. Nu o să poate. E cel mai tare draft pe care l-am văzut la FIFA 22. Și acum să începem să lucrăm un pic la draft. Fii atent. Camavinga, pierzi mult la Camavinga. Ești de mai bun la mijloc decât ce ai tu. 6-70. Aici, dacă băgăm un Matic, suntem un 99. Aha. Totuși, eu de la început, ca să mai câștig ceva, aș juca un Cancelo. Aici pe 65, dar are pace. Asta n-are nimic. Ok. Și juca așa. Bun. 10, 7, 8. Pierd mult. 93. Rating de 86. Dar vezi că i-am de la început, știi? Stăm 7, 8, 93. Mă mulțumesc cu 93. Uite, să încep așa, știi? Am Ginola pe care am mut în față, joacă cu Richarlison. Iese Richarlison, intră Messi și la mijloc am un Tancone ceva să închidă jocul. Nu prea, poate îl joc pe James la mijloc. Poate îl joc pe James. Să vedem. Vai, ce echipă. Mamă. Ok, are Ronaldo, are Henry. Lui a picat Henry la icon. Hai să vedem. Nu cred că ne-a picat cel mai tare. Cel mai tare icon. Oh, ce ratare lui Camavinga. Ginola din voleu. Cornerul funcționează perfect și Ginola nu ne dezamăgește acolo. 1-0. Mamă, cum se duce Ronaldo, Dumnezeule. Centrarea e pentru Ginola perfectă. Cum? De ce a ratat-o pe asta? Oh, frumos acolo, bravo. Hai Ronaldo, hai tatu, hai Ronaldo. Oh, aproape. Hai Ginola, oh, ce ocazie, să ducem mingea în brocaj, din păcate. No, my friend, no. Nu se poate, frate, așa ceva. Sare mingea, pur și simplu. Eu sunt cu fundașul acolo și fac tecnic și sare mingea înapoi la el. Hai, Ronaldo! Bine, Ronaldo! Hai, tati! Nu, Sony, ce ratare imensă! Hai, Ronaldo! Nu cred, frate, iar ratare. Hai Messi că-i portă golul! Oh! Nu, scos-o! Super atacul, păcat!
Iar scoate portarul, frate. Băi, dacă și lui Ronaldo îi le scoate în continuu așa, e, ce să mai zic de restul? Zino, la, nu te lasă la greu, tati. Ce frumos acolo. Ce frumos acolo. Body faint, Ronaldo. Reușim să câștigăm un meci, dar vă spun ceva. Îmi pare tare rău că pe cameră nu se vede, știi, pe înregistrare. Pare tare rău că nu am oportunitatea să folosesc acest icon pe o conexiune măcar decentă. Simt că patinez cu jucătorii. Deci 6:47 PM seara în România, când înregistrez acest draft, și simt că patinez cu jucătorii. Următorul adversar, Freddy Ljungberg, un Lukaku acolo și probabil 3 super suburi și la el. Ronaldo, tati, driven pe el și nu ratează de acolo. O, încă una? Încă una, tati. Controlează bine mingea Nazario și e 2-0. De Klingu e bun, fii atent. Foarte bun. Centrarea pentru Ginola. E perfectă, aproape de fapt. Ia să vedem, închide Ginola? Nu, e peste, am încărcat eu. Eu am încărcat prea tare. De la delay ăsta oribil. Ce gândi în șutul la distanță, dacă avem spațiu. Nu prea avem, că se apără toți de la distanță. Toată lumea se apără. Poate acum. Nu, frate. Nu mai ai loc să mai dai un șut de la distanță, mă. Un șut nu mai ai. Poate acum, Nazario. Nu, sunt 7000 de blocuri acolo. Messi, încă una oviță acolo. Vezi, e bună pasa, pare a fi bună. Dar preluarea lui Son nu e chiar cea mai bună. Îl văd totuși pe Messi, îl văd pe Messi. Nu e bună nici asta, pasă încă o pasă. Poate acum, Ronaldo. Ce frumos desenăm în atac cu pasele. Încă unul? Da, tati. 4-0, Ginola acolo. De neoprit. Ăla e meciul. Mergem în semifinale. Ok, 7-7 chemistry, dar am învățat să-mi fie un pic teamă de echipele astea cu lower chemistry. Sunt jucători pro, sunt jucători foarte mult care nu interesează de chemistry, pur și simplu. Ce v-am zis? Ia uite, frate, ce mi-a dat acolo bucata, n-am înțeles nimic. Aaaa, ok, e ceva pro. Îl văd și cu offside trap, frumos, elegant, ce execută. Să fie greu, foarte greu. A făcut și 3 schimbări. Hai, Sony, nu! De ce în meciurile grele nu se înțeleagă și nu? L-a blocat-o mai Ginola. Hai, tată, hai, tată. Hai că e bun atacul, bravo. Bro, nu se poate așa ceva! Sony! Hai, tată! Ronaldo! Come on!
Nazario! Hai, tată! Nu cred că a ratat de acolo. Hai, Ronaldo! Hai, Ronaldo! Nu cred! Cât să mai apere, frate, portarul ăla? Mare victorie! Pe conexiunea cea mai proastă! Mare de tot victorie! In the final... Oh, ok. Salah over there, two hero cards, and I think he's gonna sub in someone. Oh, cum o scoate așa ușor? Mă, ce ocazie bună, construcție perfectă acolo. Nu pot, frate, să înțeleg. Eu nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg cum a rămas în joc același lucru ca anul trecut, băieții mei. Deci trece prin, eu iau mingea și rămâne, sare mingea instant la el. N-are niciun sens. Tot la el, fiți atenți, tackling și după aia stare tot la el. Două, tati, două. Ronaldo! Oh, Dumnezeule! Nu pot să trag, frate, la poartă de conexiune. E a treia șansă așa. Este extrem de enervant. Iar singur cu portarul. Tu! La el de gol. Nu, n-ai cum în conexiunea asta. Na. Nu e posibil, fratele meu, așa ceva. E ridicol. De ce este ridicol? Ai mei să rateze din 5 metri și ăsta stătea de la 25. Hai, frate, lasă-mă în pace. E inadmisibil așa ceva. Scos portarul, nu poți să dai nici lob. Uite și tu, nu există. Nu există așa ceva, frate. Nu are sens. Nici Ronaldo nu poate să dea. Nu are sens. Bravo, mă. Bravo. Las că dă ăsta 4 din 4 de la distanță. Bravo. Wow, am dat și noi un gol. E târziu, târziu. Târziu, cred. Doamne, tackling și tot la el, dacă vă vine să credeți așa ceva, Iisuse Hristos. Oh. Mamă, ce m-am enervat, frate, la finala asta. Au, Dumnezeule. Nu v-a zis nimic. Premium Gold Players Pack și un Rare Gold Pack. Nu știu dacă putem să le deschidem, cred că am vreo 50 deja pe aici. Ba nu, n-am, uite, uite. Premium Gold Players Pack, n-am deschis, ok.
Nu știu, e în continuare incredibil cum pot jucătorii să rateze atât de mult. Și jucătorul ca Ronaldo este fabulos. Nici măcar nu e vorba de asta, că în conexiune mai bună poate am dat, dar v-am zis de la primele meciuri. Bă, frate, execrabil, mă, execrabil. EA Sports încearcă ce încearcă cu jocul să-l repare an de an. Anul ăsta ea să zice că e acceptabil. Dar servere, tată, dă încolo, că asta e lipsă de respect față de noi, față de oamenii care trăim și în zona asta. Băieți, din păcate, nu e o victorie. Lasă un gust amar acest draft. Gust foarte, foarte amar, pentru că, vă spun sincer, nu am putut cu adevărat să mă bucur de Ronaldo. N-am putut să mă mișc cu el. Golurile care le-a dat el, e el prea bun, să zic. Dar n-am putut și să fac o schemă ca lumea cu el. Un elastic, o revers elastic, o fake Rabona, ceva acolo elegant. Nu s-a putut. Asta este. Nu uitați să apeși și tu butonul de like dacă ești de acord cu mine cu treaba asta cu conexiune execrabil și lipsă de respect că noi nu avem asta aici în România, în Europa de Est. Vă pup o viță și ne vedem în clipul următor. Pa, pa!